cine a mai putut să creadă? Peștele e prins de coadă. Am început. Iată-mă revenind. Ca întotdeauna vorbim prostii cu gura plină. Am ajuns pe țărmul mării negre. Aici, în caz că nu știați, am putea cobor pe aici, avem prea mult de mers pe nisip. E o cazemată. Du-te că noi plecăm. După cum vedeți, adie ușor briza. Și auziți mai ales de la curent. Iată că pe aia de la pas o doară capul și pe faleză nu m-am dormit tot. Ce puf aici a rămas în capcană. În extra sezon roata e gratis la Eforie. Dacă îți legi bine încheieturile cu niște chingi, te dai până te învinețești. Fiindcă nu-i blocată. Cum ar fi trebuit să fie blocată, da. Trecem pe lângă Acapulco. Cum e o toamnă blândă, trandafirii îmbobocesc. Vezi, mă, Victoria, câți purici au trandafiri? Ai văzut purici de trandafiri? Uite aici, vine să-i vezi. Vezi cum sunt grămadă? O las purici. Purici de trandafiri. Păi acolo cineva a vrut să rupă pe ăla galben, n-a putut de țep. Acapulco deschis non-stop în timpul anului, bineînțeles, pentru cine nu știa. Pisicile maidaneze. Usuresc de fric. Vântul a ridicat niște valuri de babane. Aseară se mai potolise și azi dimineața era mai calm așa. De la prânz încoace a luat-o din nou. Plaja pustie, totuși au rămas bici-barurile astea două nedemontate. Nu știu de ce. Niciodată n-a rămas un bici-bar peste iarnă. Cum naiba nu erau? A fost toată vara. Eu zic de... de beach bar-uri, zic. Păi ce vrei să zici că le-au construit? Toată lumea a demontat, zici că ei le-au construit? Mă îndoiesc. Hai să coborâm pe scara asta. Să mergem până pe teu. Never see 2018. Na, că v-am pus banner și cine-l mai dă jos. Corect, ăsta e azi. Cine-l mai dă jos de aici? Cine-l mai dă jos de aici? La anul schimbă 19 din 18 și gata. Țineți-vă de nas, stimați telespectatori. Că pe aici e WC-ul public uneori. Uite, izvorul la Sfânta Parasita, aoleu. S-a mutat acum la Iași. Curge la Iași, aici nu mai curge. Ho, ho, ce de mâncește, da. Da, dar astăzi greu de curs. Pe partea cealaltă, poate să-l trimitem pe Bobo.
Astăzi măcar știi că-s curat aici, n-au trecut mașini pe lângă ele, n-au trecut, nu? Sau poate tot noi. Am buzunare bune la... Mai dăm cadă la oameni, scăpăm de obligații. Uite și acolo. Cum nu poți să ajungi? Tot așa pe margine. Tot așa pe margine pe aici. Și o fi așa de greu. Ei, nu. Hai repede pe tău că se închide la valuri. Știi pe aici am fost cu școala. Ați fost? Și ce ați făcut? Mai luăm vreo 2 puncte când plecăm. Asta era vorba noastră din discotec. Mai luăm vreo 2 puncte. Nu, mă? Asta era vorba noastră din discotecă. Mai luăm vreo 2 puncte când plecăm. Ce boală, mă, Victor? Ce tot vorbești? Ba din potrivă, parcă le-au făcut. Ba, mă, că erau. Le-au consolidat, mă. Uite, au bătut ușile în scânduri încă vreo 2-3 scânduri. Cum să nu fie? Ia-o. Prinde-și-te, vezi. Corect, aici intri cu fenestrăul, da? A, dreptate mare. Ia uite cine mai dă bacul la sport. Apa, da. Am un neamărat. Așa nu-i chiar pustie. Hai, largă pe nom. Se mai plimbă cu de altul. Chiar și iarna. Valurile sunt ok. Se putea și mai bine. Ieri stropeau mai tare peste dictor cu șaseară. Ieri pe la 5. Cam la aceeași. Oh, dincolo, o serie bună. Bate cu tot microfoane, sunt sigur. Da, un fumal de soi ca să le val. S-a spus grupele pe capă. A, da. Iată și o meduză care a dat tortul copii aici. Pântescoi. Una e acolo. Și asta e mai de ieri, așa mai. Hui! Ce frumos vine apa. I-a dat pe om acasă. Extraterestri. Nu că se bat. Vino, Victorule, să vezi, mai bate inima. Ia vezi, mai bate inima. Și aia ți-am arătat-o mai devreme, dar n-ai văzut. Vezi că vine apa acum, a? Pui bomboane pe colibă, lasă-o mă-n pace. Îi bagi cu aici în ochi, ce-i faci? Hai pe tău! Îi trage la cina, da?
să vină. Un flux, cine știe. Oh! Fierbe apa, stimați telespectatori, la rece. La numai 12 grade s-a putut avea. Ia uite ce trece pe fiorișul ăla. De ce nu trece de acolo? N-am văzut niciodată ce ceva. Trece fiorișul ăla de fost în pechetă. Alunecă petele când sunt de umede. Cormorane și partea alaltă, ce mă mai mănâncă placa, vai. Cormorane, cărușul a ieșit eu. O specie mai mică decât ăla comun. Aici mai la lumină și de acolo. Speriat că-l prinde. Văd cuibar. Și să vedem cum sar valurile aici. Iha! Cam stropesc, ea ține stânga. În dreapta vine apa. A, dar astea acum au început să vină mai mari. Până acum nu veneau. Pulverizează fin, evident. Se sparg. Dar ai văzut până să ajungem noi? Nu prea se reau. Nu prea s-ar nici acum. Asta iarna era apa jumătate de metru aici. Noi stăteam acolo la pietre. Că venea de pe placa asta. Și acolo prin tepete normal se scurgea ca printr-o sită oarecum. Vino mă, unde e uscat aici, eventual. Că știu că aici nu vine valul, teoretic. Nu vine, dar tot pulverizează. Wow, vine unul mare acum. A, uite, ăsta. Wow, am zis eu. Aici stai, Victorie. Te-ai luat după mine. Gata, nu mai merge. Mai și luăm două valuri de aici. Vine unul. Hai. Pa, pa! Dar stai mă să vezi valul, nu vrei? Ia uite, sare! Nu te întreb, dar nu te țin cu forța, dar uite, vine unul mai mare așa, cam al treilea. Oh, da! Uite, acum o să vină! O serie de... Ăsta și următorul. O, dar le două. Și acum, fii atent. Unu. Bang. Al doilea și mai și. Se întoarce apa din timp. Și
se dau cap în cap și dau ăsta rupe, dă-te așa, dă-te, dă-te, dă-te. Ai văzut pasării, peștele, fetic din apă? Ai văzut? Cum a largat valul? Cam asta e treaba la Ecurești, stimați telespectatori. Încheiem aici transmisia. La revedere!